Următoarea noastră invitată. Marcela Onofrei sau Lady Sax, pe numele ei de scenă, a încercat să se îndepărteze ușor de tiparele clasice și să-și formeze propriul stil prin accente de jazz, pop și blues. Și dacă nu era deja evident, secretul ei este saxofonul. Așadar, dacă sunteți curioși cum sună o piesă pop la saxofon, priviți și ascultați! După o muncă de 20 de ani, nici nu avea cum să sune altfel, așa că așteptăm cât mai multe piese noi la care știm că Marcela Onofrei a început deja să lucreze, a intrat în studio. Dar zic să ne spune ea mai multe. Marcela, bine ai venit pe la noi! Bună și bine v-am găsit! Și tu și piesa ta de Resistance. Da. Deci prima voastră întâlnire a fost acum 20 de ani. Cum a fost ea? Prima mea întâlnire cu muzica a fost acum 20 de ani. La saxofon am început studiul lui propriu-zis din perioada masterului de la conservator. Deci acum câțiva ani, 2-3 ani. Acum câțiva ani. Da. Exact. Și uite că ai venit în atenția noastră cu niște piese absolut superbe. Știu că ai avut o perioadă foarte plină de evenimente și felicitări pentru asta. Mulțumesc! Că multă lume se poate lăuda așa. Cum ți-a fost vara și începutul acesta de toamnă? Într-adevăr, a fost o perioadă plină de evenimente. Ne-am bucurat foarte mult pentru că, după cum bine știți, a fost și perioada în care am stat în case. Acum din nou avem un moment de respiro, dar cred că pentru noi artiștii e un moment ok, pentru că putem să intrăm în studio, să facem piese, să creăm, practic să muncim pentru publicul nostru. Un moment binevenit, binevenit, cu exact. Alte cuvinte, da. Iar tu ai început deja lucrul în studio și pregătești ceva da, și ai exact. Vrea să ne povestești. Lucrez la mai multe proiecte, la mai multe piese. Și piese instrumentale, dar una dintre piesele la care lucrez, și anume una vocală, e puțin mai inedită, să zic așa, pentru că dacă până acum am abordat un alt fel de stil, adică dance, pop, jazz, blues, chiar și muzică clasică, acum m-am decis să mă redirecționez puțin așa. Și să abordez alte stiluri. Cum ar fi? Cum ar fi? Da. Am avut dance, jazz, de parcă ar fi floare la ureche, știi, jazz, blues, nu știu, și acum voi aborda? Suntem în suspans? Pentru că vreau să abordez ritmurile de petrecere și ritmurile balcanice, pentru că românului îi place să se distreze. Cum sună un acord? Poți să ne, nu știu, cum sună? Cum sună un acord? La saxofon, da. Uite, pot să-ți fac o demonstrație. Hai să sunăm așa. Uite, îți propun să-ți cânt un refren, dacă... Absolut! Da? E la motivul nostru de azi. Mulțumim, chiar ne-ai adus eram acolo, aici, lângă Brand, exact. Lângă Șemineu, acolo super. Eram. Super! Da. Ei, și acum trecem la următoarea, că mi-ai sigur. Creat prilejul. Pregătești o piesă împreună cu fiica ta. Da, de fapt, ea singură va cânta, doar că eu o ajut. Și soțul meu ajută tăticul ei, George. Dar totuși are doar 3 ani, Marcela. Are 3 anișori, știu, doar că ei place foarte mult să cânte, pentru că ne aude și pe noi prin casă, îi aude și pe bunici. Așa, și oarecum crescând într-o familie muzicală, ne calcă pe urme, ceea ce ne bucură foarte mult.
Iar din cauza asta am și început cursurile de vioară. La 3 ani? Deci la 3 ani, cântă da. E cât nu, ea, vioara? Nu cântă, momentan se joacă. I-am cumpărat o vioară de un sfert. Există vioară mică, okay, specială pentru copii, da? Și de Crăciun o să înregistreze și ea un colind. Moș Crăciun, bineînțeles, evident. Și suntem foarte încântați că ne calcă pe urme și că ne face foarte fericiți că... ea noastră. Dar ce-și dorește de la Moș? Adică a făcut scrisorica sau încă nu? Inițial își dorea o vioară, așa, doar că Moș a venit puțin mai devreme cu vioara, da. Era altceva, și, că nu... în general, ei plac foarte mult rochițele, se consideră oarecum prințesă. Bine, e foarte iubită și noi o alintăm și automat îi place tot ce ține de aranjat, make-up, rochițe. Tot ce vede la mama, îți spun exact, eu. Da. Copiază motamo. Da. Dar e frumos. Marcela, îți lansez următoarea invitație. Okay. De Crăciun, după ce scoateți acest colind împreună, veniți tot împreună aici în platoul Observator și cu mica vioară, te rog. Să zic, neapărat cu vioara. Absolut. Mulțumim pentru invitație. Marcela, și noi îți mulțumim că ai fost aici alături de noi și te mai așteptăm. Mulțumesc. O zi bună. Bun.